Rostopasca limpezește vederea și tratează bolile de ochi. Rostopasca este o plantă medicinală foarte puternică, adesea blamată sub motivul că este otrăvitoare. Botaniștii epocii antice o considerau o buruiană sfântă și o foloseau îndeosebi pentru bolile ficatului, a bilei și a fierii, și a afecțiunilor oculare. Paracelsus spunea că laptele portocaliu care curge din tulpina acestei plante seamănă cu secreția biliară. Totodată, farmacologul grec Dioscoride folosea rostopasca pentru vindecarea ochilor afectați de conjunctivită sau cataractă. Terapeuta austriacă Maria Treben recomanda seva de rostopască pentru tratarea bolilor oculare și înlăturarea obisei ochilor. Iată ce spune în una din cărțile sale cu leacuri: eu însumi îi resimt efectul binefăcător, când trebuie adesea să stau până noaptea târziu să rezolv corespondența. Când sunt istovit, ia o frunză de rostopască din grădină și îi aplic zeama către coada ochilor. Am de fiecare dată senzația deosebit de agreabilă că mi s-ar fi tras un vâl din fața ochilor. Autoarea susține că seva care curge din tulpina de rostopască ajută inclusiv la dispariția cataractei și a petelor pe cornee, este utilă și în cazuri de sângerare a retinei sau dezlipire de retină. Cum putem folosi rostopasca pentru bolile de ochi? Se rupe o frunză de rostopască cu tot cu tijă și se spală bine. Tulpina se zdrobește între degetul mare și degetul arătător, umezite înainte, pentru a permite sucului intern să se scurgă. Se țin ochii închiși și cu degetul arătător uns cu această sevă. Se aplică pe pleoape, înspre coada ochilor. Sucul nu se pune direct în ochi, însă el acționează benefic asupra lor. Acest remediu simplu poate fi util pentru persoanele cu vederea slabă, dar și pentru cei cu ochii sănătoși, dar obosiți din cauza supra-solicitării. Maria Treben relatează în cartea ei cazul unei femei care avea de 7 ani un abces roșu mare pe pleoapa inferioară, care se dovedise a fi cancer de piele. Prima a recomandat să tamponeze locul afectat de 5-6 ori pe zi cu seva portocalie a plantei. În urma acestui tratament, abcesul a dispărut. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube, sau puteți vizita site-ul nostru la taifas.ro pentru a descoperi mai multe informații utile sănătății. Rămâneți cu bine!